Deci, domnilor consilieri, așa cum sunt la cunoștință, sunteți convocați în ședința de astăzi, conform dispoziției 51 din Constituția 2004. În consultarea concediului prezent, rezultă că suntem în vormul prevăzării de 139 și 334 din ordonanța de guvern numărul 57/2019. Da, așa. Pentru a se putea aprova proiectul de hotărâri prevăzut pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Drept urmare, articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, inițiator domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Domnule președinte, spune-mi, am avut ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, așteptăm pe domnul Bețea să luăm prezent, dar dacă nu apare la... Da? Este ora fix, de acum mergem înainte. Da. Trebuia să anunțe când vine și atât. Dacă vine pe parcurs, îi trece prezența. Până ce discutăm, până... Da. Suntem statutari pentru votul, că azi este bugetul și trebuie să fim... Suntem. Da? Da, da. Dacă sunt discuții referitor la buget, la buget. Nu. Cine se înscrie? Mă scriu eu. Domnul Ieu? Da, pe nici să mă atât lumea, cred că are ceva. Da, da, și vedem. Ce să... În ordinea care... În ordinea bunului simț. Da. Domnul primar, doamna contabilă, noi avem o informare sumară, noi nu avem o informare așa mai în detaliu, cum ar trebui să o avem ca Consiliu Local. Am primit două hârtii, acum, nu știu, nu-mi dau seama ce sume sunt, ce sume au mai venit. Sumele sunt date, copii după adrese s-au dat la Claudia. Când am făcut raportul de specialitate, am dat și copii după adrese. Nu, noi nu am primit niciun mail, cum am hotărât în ședințele. Nu, 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 vreau, nu vorbesc cu dumneavoastră personal. E domnul primar, e domnul secretar aici. Dumneavoastră, eu vă spun deci, ce am primit noi ca și informare pentru a aproba acest buget pe anul 2024. Deci nu am dat la secretar, la domnul secretar, bine, că domnul secretar a fost în păcere, domnul doamna Popa Claudia, unde am dat raportul de specialitate și copii după sumele primite de la finanțe, atât mă este dată adresa de astăzi cu sumele primite de la Consiliul Județean, care a venit pe mail la 1 și ceva. Da, aveți niște sume care le-ați primit acum, din ultima oră, cred da. Care le-ați... Le-ați luat și le-ați pus de anumite secțiuni, aveți nevoie. Da, problema este că noi, de când am fost informați că ședința ordinară va fi pe data de 12, a doua, ora 16, noi nu am primit e-mail absolut nicio informare referitoare la buget. Așa era normal ca Consiliul Local trebuia să primească o informare, o documentație cu bugetul, nu? Adică nu ne referim la sumele care au venit acum de la Consiliul Județean sau... Bugetul schițat, o propunere, este pusă pe site-ul primăriei. Doamna, e Sobis. Noi nu suntem fermat din Sobis. Este pus pe site-ul instituției. Nu este, m-am uitat. Pe site-ul instituției. Da, de pe Sobis, este din program. Da, doamnă, dar nu este așa. Este 22 ianuarie, pe cum vreți să pe cum ați făcut acum? Acum de ce ne-ați dat? Raportul a fost dat cu Claudia. Da, am primit, dar nu înțeleg nimic. Eu nu sunt contabil, nu știu. Le-am adus, dar nu cineva. Speriam cum ne-ați făcut și în anterior. Adică nu vreau ceva diferit sau ceva mai extra. Raportul meu de specialitate, inițial, încă și este, deci este dat din 5-a-2-a și am specificat pe raport cu sumele primite până în 5-a-2-a. Am crezut că poate, am tot lăsat, am zis poate Consiliul Județean au și și ne dă sumele. Dacă am văzut că până în 5-a-2-a ei nu ne-au dat sumele și nu ne-au comunicat, dar din informații mi s-a spus că în data de 12-a-2-a Consiliul Județean va avea ședința. Nu puteam să stăm până astăzi
să fac raportul. Eu am dat un raport doar cu sumele primite până atunci. Nu am avut o informare nici cu sumele alea care am primit până atunci. Nu mai este problema mea. Eu am dat raportul de specialitate mai departe, am dat copii după adrese, doamnei vicii i-am dat de prin ianuarie, copii după toate adresele. Să vedem ce înțelege lumea. Nu știu, dar doamna Vince are atribuția de a informa Consiliul Local pentru... Nu, n-am nicio atribuție. ...documente? Nu, o solicitat dânsa în anul trecut, doamna Vince, Am înțeles că au pus pisaitul. Dați-ne și nouă răspuns, că sunteți în funcție. Încă mai sunteți în funcție, dați-ne răspuns. E pus pisaitul primăriei. Vreau să vă clarific o problemă. Pisaitul primăriei, deci, sunt listate 14 pagini. Să mă corecteze doamna Alina dacă ea greșește sau nu. Trebuie să ai, dar trebuie să ai cunoștinții macroeconomice bugetare ca să înțelegi ceea ce este aici, ceea ce noi aici nu avem. Am dreptate sau nu? Eu am dat raportul de specialitate unde este spus exact pe sume primite din TVA, sume primite așa, sume cum s-au dus și pe cheltuieli. Nu este vina mea, nu s-a dat mai departe. Da, nu va acuza nimeni. Nu acuză nimeni. Mai întrebăm. E vorba că este greu ca noi consilierii să adoptăm un buget despre care nu știm mare lucru, adică aici e problema. Niște cifre, dumneavoastră este, este greu, vă vine ușor. Acum vă explic, ce nu ați înțeles? O luăm de la capăt să vă explic exact tot bugetul ce cuprinde. Da? Dumneavoastră, contabilă, aveați o viziune a bugetului și știați exact cam cum trebuie să meargă sumele de bani de secțiuni și... Într-adevăr, aveați o estimare veche de la Consiliul Județean ce sumă veți primi? Nu era? Uite, ca să nu, dar o solicitare nu a fost făcută, adică de sumele în care trebuie să acoperi bugetul? S-au făcut solicitări, ca să vă spun așa, că eu am făcut și un... Deci anul trecut, în 2023, vorbesc de bugetul inițial, sume din TVA și cote, s-au primit 4.271.000 lei. Sume primite în 2024 s-au primit 4.223.000. Deci mai puțin cu 48.000 de lei. Bani primiți anul acesta. Față de anul trecut de bugetul inițial. Deci s-a primit mai puțin bani anul acesta decât anul trecut. Cu toate că... Cât s-a primit anul ăsta? 4.223.000 cote și TVA. Vorbesc de cote și TVA. Tot bugetul, să înțelegem, că e la 5.600.000 de lei. Tot bugetul e la 5.789.100. Și ce parte de cheltuieli aveți pe funcționare și pe... Partea, ca să vă explic un pic. Adică rămâne ceva pentru dezvoltare. Ce s-o prins la dezvoltare? Da. Deci, am tăiat, ca să știți, de la începutul bugetului, salarii pe trimestru 4. Ce înseamnă trimestru 4? Octombrie, noiembrie și decembrie. Nu sunt bani de salarii, ca să știți. Deci s-a prins trimestrul 1, 2 și 3. Da. Nu știu, ce o să fie, o să vedem atunci. S-a pus pe bunuri și servicii, dar bunurile și serviciile, discutam cu domnul primar, tot așa, într-o limită și strânsi. Pentru că avem mașini, avem utilaje, se plătesc ITP-uri, asigurări, carburanți, tot felul, tot ce se cumpără și depinde de mane. Am spus, nu mai aprobe referate pentru că nu avem. Ce, trebuie să strângem punga la cheltuieli, că nu avem încotro. La asistența socială, vreau să vă spun că la indemnizații și la salarii asistenți s-a primit 1.068.000 lei. La ei s-a mărit și la ei indemnizațiile și salariile și se vor mări de la 1 iulie. Se preconizează că salariul minim pe economie de la 3.300 se duce la 3.700. Este preconizat. Vom vedea atunci. Nu se acoperă, am mai pus o diferență din bugetul local, nici la ei nu suntem acoperiți cu salariile și cu indemnizațiile. La salubritate, vreau să vă spun că rămășița, deci facturile, la sfârșit de an, la salubritate, erau în valoare de 134.000. Eu acum la salubritate am pus undeva la 220.000. Deci, acopăr facturile la 31 decembrie și deja au mai venit o factură pe ianuarie. Deci nu se acoperă nici pe, să zic, trimestru 2. Nu-i acoperim cheltuielile. Bun, ca la... să vă scuzați, ca să fim mai direcți. Ne puteți spune împreună cu domnul primar,
care este partea de dezvoltare, adică cum ați prins sumele, la drumuri, la biserică, la, nu știu, unde mai sunt nevoile. Partea de dezvoltare reprezintă... Să știm și noi, așa să avem o imagine clară, unde banii se duc în cutare loc, să face cutare lucru cu ei. Ceea ce știți la momentul ăsta. Ca să achităm un factor ce avem de dezvoltare și să mai continuăm cu proiectul, cu avizii ce mai avem de plătit, v-am zis, a tăiat de salariul pe trimestru 4 și am pus așa. La alimentare cu apă, 195.300. Modernizare iluminat public 175.300. Mă scuzați, aici sunt factori. Sunt diferențe. Sunt factori de achitat. Haideți că specific la fiecare. Da, astea cu iluminatul, salea 400 de lămpi, care a fost proiectul pe fondul de mediu și am primit în decembrie, știți, 445.000. Fondul de mediu ne-a dat partea lor, cheltuielile, aceasta este partea noastră de achitat din bugetul local. Achiziționare tractor 106.000. Am prins banii ăștia nu îi punem noi din buget, îi am pus pe venituri, trebuie să-i primim de la AFIR. Într-o săptămână, două, îi primim, cum îi primim, achităm tractorul și după aceea depunem dosarul de rambursare. Centru, sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public. Ce înseamnă asta? Proiectul care vizează cu cele 85 de camere și două stații de încărcare electrice. Am început deja la vizie. Astăzi a fost Alexandru la Orange, deci numai la Orange avem de plătit undeva până în 2000 și ceva de lei un aviz la Orange. Centru comunitar integrat Comuna Scorțeni. Acum știți, domn primar vrea să facă pe la Florești, vă poate explica dânsul ce... Dar știu, nu așa. Modernizare drumuri de interes local, un 20.000 pentru primul proiect, care este pe CNI și care știți că a fost și licitația făcută. Modernizare drumuri comunale și de interes local, 40.000. Aici este proiectul care este depus pe Angel Salini. Și modernizare infrastructură rutieră în Comuna Scorțeni, 60.000, este proiectul care este depus pe AFIR. Banii ăștia care sunt pe drumuri puși, ei sunt de la Consiliul Județean, veniți pe drumuri, pe drumuri îi punem pe cheltuieli. Deci nu avem voie să le schimbăm destinația. Cam asta este lista de investiții, deci... E suma de 606.600 de lei, din care 46.100 sunt banii care avem în cont. Excedentul la 31 decembrie. Și la întreținere de drumuri, ați prins 102.000 avem la drumuri. Din suma care a venit pe drumuri de la Consiliul Județean astăzi, 222.000. 100.000 a intrat pe dezvoltare, iar 102.000 pe reparații. Pentru punctul de salarii ceva? Nu. La punct așteptăm justificările, încă n-au venit justificările la banii dați anul trecut. Doar Grigoreni atât au adus justificare la 5.000. Floreștiu și Scorțeniu n-au adus. Bine, dar previziunea ar trebui să avem în buget, măcar un euro și prin sau... Dacă nu s-a adus, înseamnă că nu au dreptul să mai primească banii? Nu. Solicitări sunt, dar nu sunt buget. Sunt trei. Da, pe toate este una de la Râpa Iepi, la Bogdanești, la Pocă de Reparat, este de la Florești și de la Grigoreni. Sunt trei solicitări, dar neavând cu cine să acoperim nici salariile, sperăm la o rectificare de buget, că anul nu s-a terminat, atunci și-am trecut tot numai pe doamnele. Nu se pare, Noric, că anul trecut ați venit în Consiliu, când ați avut poate interese sau asta, luăm de acolo chiar și acum ai domnul Sănel, luăm exact, achităm înapoi salubritatea și luăm și anul ăsta de la salubritate și achităm pistunan. Da, dar nu vrem cu noi luat în sat, ce faci? Nu, de ce să rămânem? De ce anul trecut am rămas? Achităm acum. Da, dar restanții, de-am achităm, domnul. Dacă este, haideți să luăm de pe funcționarii. Și când primim banii de la firmă, dragul, dar rectificarii nu ce-și funcționat. De bani trebuie. Nu trebuie toată suma acordată. Poate și la Scorțeni mai are de lucru. Este normal să dea în mod egal. Da, în mod egal. În mod egal la firmă. La Scorțeni are solicitări de 800 și ceva de mic. Costă toată alea geamuri și ușile alea mari. Camerele de luat vedere, de supraveghere, un miliard de lei de la undeva, dăm 300 de milioane undeva, dăm 100 de milioane undeva. Ideea, domn primar, proiect interes, și anul trecut am putut face chestia asta. Acum achităm că ați prins, am văzut că avem datorii spre salubritate, o achiți acum, nu? Din buget. O parte. Cum o parte? Tot, 100 de milioane. Și ce facem din curfoanul până la final?
Vreau să vă întreb ceva, doar o secundă. Avem aici la titlul 2, bunuri și servicii, furnituri de birou 10.000, materiale pentru curățeniu 8, e exprimat în mii pe site, da? Eu am văzut ce este pe site. La un moment dat, la sfârșit, avem alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 276.000. La ce folosesc aceia? Deci, acolo, da, vă explic, acolo și în execuția bugetară ați văzut că e... 200109, alte bunuri pentru întreținere și funcționare și 200130, de acolo se plătește așa, inclusiv moței care bagă apă, da? Stanciu, deci contractele care sunt încheiate, stanciu care este pe Buldo, Sava care vine o dată pe săptămână la registrul agricol, Sobis, păi sunt contractele încheiate, Sobisul, toate ITP-urile, asigurările la tot ce înseamnă, mașini, utilaje, tot ce înseamnă întreținere. Asta înseamnă. La administrația bazinală avem, cred că, cam 3 facturi pe lună. Deci, se ia probe de la, și la DSP, se ia probe de la apă, doamna Vici știe acum, se ia probe. Tot timpul. La stația de epurare tot la fel. Să ia probe, să vadă dacă este concentrație sau este în limite normale. Tot timpul se... Vitanjări, semnături electronice, tonere, ce să vă mai zic, tot felul de materiale pentru întreținere. Eu nu pot să le... Pentru funcționare și întreținere. Eu nu pot să știu de ce are nevoie, să zic, domnul polițist Balcan la Dacia Logan sau fiecare da, din instituție. Trebuie spus ca să funcționeze. Trebuie să funcționăm. Și apoi da. Zic ceva, domnul, vă rog, mă rămuriți, cultură, recreere și religie. Este salariul bibliotecar. Aha. Pe de-ai trecut, da? Da, dumneavoastră am văzut că foarte bine ați pus toate sumele pe funcționare, deci sunteți, adică... Păi, pe funcționare, că nu ai funcționare, da, corect, da. Nu, ne gândeam că și la modernizare, adică să fie o parte din sume, adică... La dezvoltare. Dezvoltare sau modernizare sau... Dezvoltare, v-am spus, facturile care sunt de plată, v-am explicat pe fiecare punct, pe proiectele care sunt semnate, contracte de finanțare sau în ce stadiu sunt. Pentru avize, pentru... depinde de fiecare proiect. Pe funcționare, pentru că sunt salariile care vine luna. Trebuie să dau salarii la salariați, indemnizațiile dumneavoastră, că tot acolo vă încadrați și dumneavoastră. Bunuri și servicii. Păi bunuri și servicii, știți cât au venit factura la pompă? 16.000 la pompa de apă. 16.000 a venit factura la curentul electric. Și coleg să plătească toată comuna pompa de apă? Dar nu este... Curentul electric. Curentul electric la pompa de apă. Eu nu... De ce să plătească? Tu ai apă de acolo? Doamna, aveți apă de acolo? Nu. Discutam cu domnul primar. Sunt în casări, sunt în casări de la oamenii care se folosesc. Dar în casări, un pic, ascultați-mă, în casările nu acoperă. Deci, adunați moței care bagă apă, da. Curentul electric la pompă, toate vitanjările la stația de depurare, facturile la DSP cu așa și la administrația bazinală, nu-mi acopăr cheltuielile cu 4 lei pe metru cub de apă. Și cei care beneficiază de de la bloc și de canalizare. Se plătește 4 lei pe metru cub. Apă și canalizare. Nu este corect. Nu este corect. Îți intră 10 metri cub de apă, 8 tot îți ies în canalizare, nu? Hai să fim serioși. Dar 4 lei pe metru cub nu mi-acopăr cheltuieli. Deci asta nu. La Bacău e 15 lei adunată. Nu știu, rămâne la apa și salubritate. Deci, asta e o altă discuție într-o altă ședință, nu e corect să plătească, adică până acum toată comuna a plătit apa care o consumă, o parte din... Și nu mai zic că acoperișul general care este la bazinul de apă, nu corespunde cu toate apometrile citite, pierderile adică... și furtunile. Unde se regăsesc? Adică irigarea care se face cu apa de aici și toată apa care s-o tras de asta o plătește toată comuna, nu? Da. Păi și de ce nu s-a făcut o înștiințare publică?
Dar știi, ai buzna. Nu, eu nu știam, dar nu știam, eu poate știam. Luați în calcul la bometru de la de alt, iar cine sunt legați la ăla, împărțiți, câinul meu, împărțiți. Și încă o problemă, discutam înainte de filmare. Veniturile proprii. Am încheiat bilanțul la 31 decembrie. V-am spus, 2 milioane de lei rămășiță de încasat. Deci 20 de miliarde bani vechi. Foarte mulți bani. Noi dacă nu ne încasăm impozitele și taxele, nu supraviețuim. Este un an foarte greu. Doamna contabilă cu asta că nimeni nu se duce... Știu, dar nu se duce nimeni la poarta nimănui. Dar este în urmă, sunt penalități. Sunt oameni care și-au abandonat proprietățile și... Nu numai asta, George, sunt TMT-uri, amenzi. Foarte mulți bani de încasat. Foarte mulți. Aș vrea să vă mai întreb ceva, doamna contabilă. Aici, la categoria veniturilor nefiscale, aveți diverse venituri, 222.000. De ce estimați că le veți încasa? Sau ce reprezintă acele venituri? Dar nu știu de unde ați luat. Ba da, de pe sală. Nu știu, 11.02.05 sunt... Nu, 3602. Diverse venituri. A, 3602, acolo sunt ca să fie previzionat, ca să fie casa taxa de salubritate. La limita căsărilor de anul trecut. Nu pot să spun mai mult. Deci, ca o analiză generală, așa, în procentaj pe funcționare, cât a zis? 56. 90%? 85%. Și pe dezvoltare, 10-15%. O să vină bugetul pe anul ăsta. Deci buget nu este vina voastră, nu e vina, e vina celor care de la... Eu cred că ați cerut Bacăului sumile în care... Da, așa e, aveți dreptate, dar primăriile mai au accesate și fonduri europene și care dezvoltă pe linii de finanțare. Au proiecte în derulare, au șantieri, nu-ți compari cu Scorțeniu. Deci, diferența, într-adevăr, au și datorii, dar nu sunt la nivelul nostru cu dezvoltare. Noi suntem sub un nivel maxim de dezvoltare față de celălalt comunitate. Haideți cu alegeți să vedem un pic cine este de acord, dar... Mai am o întrebare, Da, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 100.000 de lei. În ce costă? Spuneți adică... contul de acolo, că nu am venit greu, doamnă, că cum le-am printat... A, deci treci contul și să spune, era și eu, adică i-am eu printat cum trebuie. La ce este pagină? Prins și voi am să întreb pentru cine. Pagina 7. Pagina 7 chiar sus. Sus, alte cheltuieli în domeniul asigurării sociale, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale. Locuințe, servicii, partea a patra. În 7.002. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. 100.000 sunt finși. La codul 7.002. Vedeți, doamna contabilă, cât e greu de ești dumneavoastră? Da, aici. Păi nu, aici se impun strici taxele pe proprietate, unde intră la 0702 să terenurile. Aveți de falcat mai jos. Da, era mai simplu dacă, adică noi... Păi și ce să vă dau altceva? Nu, mă da, referiam... Da, raportul de specialitate, unde am estimat că veniturile proprii, undeva la 885.000, sunt estimate a fi încasate. Am înțeles, dar nu înțeles deja. Era o informare mai bună dacă eram și noi, măcar cu o oră înainte de a, după ce dumneavoastră îl puneați pe secțiuni și îl știam și noi. Păi sunt impozit pe clădiri persoane fizice. Puteți citi acolo că este scris, uitați. Impozit pe clădiri persoane juridice, impozite pe teren, persoane fizice juridice. Eu cred că e destul de detaliat aici. Și sunt sumele care sunt pe trimestre. Păi da, și totuși asta de ce ați mai nezavăt? Asta raportul meu este centralizat, ca să știți dumneavoastră. Da. Este o centralizare, că nu poți să fac un raport de 16 pagini. Asta e o conspectare. Eu v-am dat și detaliat bugetul. Dacă vreți să-l citiți, să-l citiți. Haideți să vedem un pic cine este de acord să punem Pedru Culti. Și domnul George. Nu, deci nu vrem să solicităm să răcim comuna Scorțeni. Anul trecut s-a putut, achităm datoria care o avem către salubritate, luăm de acolo, împărțim. Sau din altă parte. Dacă s-o luat de acolo, eu... Oricum nu face plata în primul trimestru, nu?
Deci în al doilea am vrut să faceți plata la ei. La salubritate? Nu, dacă am alocat bani pentru pultul. Nu, măcar nu, măcar nu. Nu, vreau să spun, nu se face, dar nu, că n-ar de... Oricum și plățile, ca să vă spun, plățile la ce am pus în buget și pe secțiunea de dezvoltare se vor plăti în funcție de ce bani vor fi în cont. Pentru că banii nu intră toți odată, nici de la finanțe, nici de la Consiliul Județean, nici impozitele și taxele nu încasez eu în ianuarie, februarie, 8 miliarde. Poate se face decembrie și nu încasez nici 6. Ca să știți, atunci, în funcție de bani ce sunt în cont, vor fi plătite și facturile. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați la dumneavoastră, că aveți serviciile în care sunt, ca să faceți colecta asta. Trimiteți oameni, nu-i țineți în primărie, trimiteți-i, că înainte vinea preceptorul cu geanta pe asta. Anunță, vezi că ai datorii atât, dă somații, dă... Trebuie să facem ceva ca să putem. Spune drăzința ce ți-am zis, ce-i vrem cu aparatul special? Este plecată... Cine este? Cine este? Pe începând de la Diana, deci s-a început să demarat. Eu le-am dat sacul. S-a apucat de lucrat. Să vedem deci, deci care sunt este... cei cu datorii, nu? O intrat, a, lista... Da, oamenii cu datorii... Da, 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 nu, da. O intrat... Da, deci haideți să vă spun ce mi-a spus domnul primar, ce am o legătură cu impozitele și taxele, cu doamna Diana. A făcut tabelul, domnul primarul văzut și a început demararea de titluri executorii. Acum să vedem cum scoatem, pe ce scoatem la licitație, că nu avem birou efectiv pentru punerea în aplicare a executorii. Atunci să vedem cum facem, să luăm un executor, să vedem în ce condiții să apuce, să pune. Pe bunurile, pe ce mari omul... Casele care se dărâmă... Da, 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 inițial, da. Ascultați-mă, procedura este în felul următor. Și fetele știu foarte bine. Sunt trei pași. Înștiințare, stomație, executare și fără executor. Automat să faceți într-un executor. Dar trebuie, ce a spus și dumneavoastră, trebuie să mai, o să facem o echipă, cum se facea și mai înainte, o să meargă pe teren. Astea s-au făcut întotdeauna și astea au rămas la stadiul ăsta. Trebuie să meargă mai departe pe executare silită sau pe teren. Cum era înainte, Știrbu Iustina, era Dana Stanciu, își scotea și mergea pe teren. Inclusiv și eu am fost pe teren. Dumneavoastră credeți? În atâția ani de zile în primărie nu s-a făcut absolut nimic. Deci noi ca comuna am rămas așa și acum te duci și cer banii oamenilor. Bine, care trebuie să-i plătească. Acum, trebuie să fim conștienți. Și execuți silit. Cine face lucrul ăsta de aici așa e viitorii candidata? Domnule, eu nu mă supăr. Dacă luați o amendă, nu achitați. Da? Dacă luați o amendă, eu personal, dacă iau amendă, mă duc și o achit. Sau o contez dacă cred că n-am dreptate. Dar nu putem spune că cei care au amenzi neachitate trebuie să-i menajez și să ne punem amenzile. Păi unde e dreptatea socială? Unul respectă legea, altul nu. Facem după bunul plac, care plătește, care nu plătește. Oamenii trebuie să-și plătească. După bunul plac, domnul primătariu, s-a făcut tot mereu în comun. Eu cred, dar trebuie să-și plătească taxele. Corect, poți și impozitele. Dar ideea este cine se duce să-i execute omul. Hai de lăsați-o, deci nu ne mai ajunge bani de salarii, dar executăm oamenii. Plătim apă la 10% din comună, o plătește toată comuna, dar executăm oamenii. Păi, dumneavoastră, dacă faceți la bancă și faceți un împrumut și nu plătiți, domnul George, știu că vreți să o faceți să vă apară. Nu vreau să o fac să apară, vreau să o fac să înțelegeți. Nu, ia să fiu înțeleg despre ce este. Obligațiile sunt obligații și drepturile sunt drepturi. Nu, dar ideea s-a ajuns la ideea că trebuie să executăm oamenii. Deci aici e problema. Nu trebuie să recuperăm bani, nu trebuie să executăm oameni. Trebuie să recuperăm bani. Și banii care s-au cheltuit până acum, pe tableti, care stau în dulap, pe servicii, electorală nu și-are loc în ședința Consiliului Local. Nu, domnul, dar nu la buget. Nu face problem. Păi la ce faci? Haideți să fim serioși. Haideți să vedem ce spuneți dacă ieși și puneți pentru punte și sunteți de acord, facem un amendament cu toți colegii care e. Domnul președinte, eu, poate supune la vot dacă... Eu aș mai avea o propunere acum, că tot e lipsa asta acută de apă și în Grigoreni avem un loc numit la fântâni. Foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, da? Și dacă s-ar putea aloca și acolo, nu știu, un 5.000 de lei, un 10.000 de lei, să putem să decalmatăm fântânile care sunt și să putem să amenajăm cumva zona aia, ca să oamenii să aibă de unde să se alimenteze cu apă.
Dar ce implică? Adică dumneavoastră spuneți o sumă de bani. Eu vă spun un 10.000 de lei pentru că implică o pompă de... Să aduce o societate cu o pompă de mare putere, da? Să extragă toată apa de acolo cu mălul, cu totul. Cineva să bage în fântână. Unde este cazul să mai zidească sau poate să mai, să mai adâncească. Implică niște costuri. Da, pe pe care noi, cetățenii, da, noi participăm cu forța de muncă. Da. Bănuții ăștia noi putem, dar nu putem contracta o societate să vină să ne extragă mărul de acolo. Mare, și acolo, acolo sunt patru fântâni. Sunt mai multe fântâni, am avut tot timpul. Ar trebui dus niște piatră, că dacă prinde un 5-10.000 lei, duce două mașini de piatră, pune o băncuță sau pune... Se poate amaneja într-un fel. În zona aia. Și ar fi păcat să... Ce ziceți, domnul primar? Apa este efectiv acolo, pentru că oamenii... Știți de ce nu merg oamenii să ia apă de acolo? Sunt două motive. Unul, accesul este foarte impropriu, pentru că zona acolo este mlăștinoasă și odată ce ai coborât, nu mai poți să pleci de acolo. Anul ăsta nu mai fost mlăștinoasă. Vă spun, am fost personal acolo, da? Și m-a intrat papucul până la gleznă în... Depinde unde ați fost. Deci am fost și pe partea aia și pe partea dintre Băgrăniști. Ea trebuie amenajată zona respectivă. Am sunt soate gunoaie de acolo, am făcut bec. Foarte bine. Și noi, în fiecare să facem lucrul ăsta. În fiecare săptămână am fost. Ai văzut la ăsta, la monument acolo, la Cămin, niște tuburi, da? Eu am văzut tuburile. Ei, tuburile alea când le-am adus, le-am adus inițial, când a fost secetă, cum am făcut și la Șerpien, cum am făcut și la Florești, tot așa printr-o sponsorizare, nu ne-a costat nimic pe așa, să am identificat undeva pe dealul Dulapului, să le duc apă și la oamenii aia de la Bogdănești. Și asta când se face vreme bună, cu tot facem un voluntariat și punem și tuburile alea, s-a dus. Aici, tot la fel zi acolo și cu tine, la Grigoren, dar trebuie exact ce-o zis doamna Tamara, de o dimensiune mai mare, adică totuși să pui... Nu contează, haideți până să facem altul, să repunem în funcțiune ceea ce ne-au lăsat cei care au fost dinaintea noastră. Da. Și dacă prindeți o sumă cât de mică acolo la buget, pe urmă se mai poate suplimenta în funcție de nevoi. Sau dacă prindeți, dau un exemplu, 10.000 de lei și nu se folosește tot, îi luați înapoi, că nu e niciun fel de problemă, noi nu cheltuim... cash, îi avem în mână și nu zice și cumpărăm una sau alta. Deci nu se duc acolo din cauza drumului? Nu se duc din cauza drumului și din cauza lipsii energiei electrice. N-au cu ce scoate apa. Și acolo dacă s-ar putea trage la iluminatul public sau cumva să se facă o priză, practic, da? Cu un tablou de siguranță cu tot, nu s-ar duce și ar trage o priză și și-ar scoate apa. Păi și v-ați gândit de unde ar fi o sumă așa de bani astea, din bugetul care noi îl aprobăm, noi aprobăm. 10.000 de lei, eu cred că ar fi suficient. Eu așa estimez. Foarte bine, da, corect. La colte până la urmă se pune sau nu se pune? Da, păi dar am făcut și discuterea. O, am venit George cu propunerea asta și o să... Și acum... Dacă s-ar putea și la terenul de fotbal să mai pun un 500 de lei, un 700 de lei la Grigoreni, ar fi foarte bine dacă s-ar putea să vă spun de ce să mai luăm niște plase la porți și un fileu pentru un viitor teren de volei care vrem să-l facem. Da, nu poți să mergi pe investiții cu 500-700 de lei. Da, însă așa, până într-o 1000 de lei ca idee, adică dacă există și consens și ne-ați alocat bănuțele astea, să luăm un fileu. Nu, dar treciți propunerea bunului și strădicii, nu? Ca să cumpărăm două țevi, să le punem, atunci am face și un teren de volei acolo, sau de badminton, de ce nu? Da, din bunuri și servicii, că sunt mici de bani și se poate, poate acoperi din bunuri și servicii. Da, mai mult de 1.000 de lei, 1.000. Ce spuneți, de unde propunem suma de 100.000 pentru culte? Înainte de a propune suma aceasta, aș vrea să discut și un pic solicitările de la școală. Primordial, mie mi se pare școala, copiii noștri, în primul rând. Pentru că eu, din ce am văzut aici, bunuri și servicii învățământ, sunt 166.000. Da, sumele venite de la finanțe din Ucraina. Da, aveți solicitare de la școală, la doamna directoare? Adică, uite, domnul... Da, este și solicitare. S-a acoperit ceva din suma care mi-a s-o dat din buget pentru... Păi din buget nu s-a propus nimic, au primit de la finanțe. 166.000, care am repartizat-o egal pe trimestre. Școala a avut solicitare pe data de 50.1. depusă. Da, este solicitare. Și 23.1. Ca și total valoric, e 277.200 de lei, în care se includ protecțiile de calorifer, care știți
protecțiile de calorifer, nu știu, dacă n-ați informat pe nimeni să le spun eu și ce vreau. Da, știm, domnul, ce studie. Eu am făcut-o. Da, dar spuneți atunci despre ce. Nu, suma, doamnă contabilă, care dumneavoastră ați dat pe zilea. Sunt foarte multe. Ce asigură suma respectivă? Suma respectivă de 161.000, nu? Ei, și atât. 166. Da. 166.000. Ei, își fac cheltuieli de întreținere, nu? Și investiți. Da, numai ei, pe lângă ăștia 166.000 care au primit, au mai cerut suplimentar din bugetul local. 277.000. Nu acoperi și salariile din suma aia, nu? Nu. Ei sunt prin inspectoratul școlar, nici măcar nu mai trec prin bugetul. Nu mă gândesc că deplasări, transport, că ei au deplasări. Nu mai au solicitare de transport. Probabil se plătește de la bugetul de stat. În fundamentarea lor nu mai am cheltuieli. Nu este de transport, nu. Ca și solicitare din partea școlii este inclusiv pentru autorizația de securitate la incendiu, care cred că știți prea bine că acum, de când s-au întâmplat anumite cazuri, nu mai este legea respectivă cu până la nu știu câți metri să funcționeze așa. Copiii noștri, care mai au, bineînțeles, dar care nu au, poate o să aibă nepoți sau care au nepoți, învață acolo, de dimineață sau de după amiază stau acolo. Da? Noi trebuie să fim ca și instituție, școală, trebuie să fie, inclusiv cu autorizația de securitate la incendiu. Absolut. Aveți o sumă estimată așa. 30.000 este solicitată. Eu dacă vreți vă mai citesc. Lemne de foc, 90.000. Întreținere, platformă și sai școală, 2.000. Supraveghere, sistem supraveghere video grădiniță, 15.000. Mentenanță, sistem supraveghere video, 10.000. Reparație, instalație electrică, școală, 30.000. Pentru că la școală fluctuează foarte tare tensiunea. Aveți informațiile astea din ședință care ai participat dumneavoastră? Nu cred că nu ați participat în... Este nota de fundamentare depusă la primărie pe 15 ani. Da, este. Pe 30? Pe 15 ani. Păi nu știu, domnul primar, ați luat în calcul treaba asta? Păi bă, dar în calcul le-am luat, nu avem bani. Dar nu, măcar jumătate din suma, adică n-am, nu știu, și la rectificare. Acum, omule, să vedem, poate să vină rectificare, anul de pe au început, nu tot termină, dar astea sunt priorități. Ce mai este, inclusiv, ultima clasă din școală, dacă cine știe, dacă nu vă spun, ultima clasă din școală, caloriferul respectiv pe perioada iernii nici nu se încălzește. Nu funcționează. Se funcționează pe bază de, nu știu, calorifer electric, aerotermă, ceva de genul, care la fel influențează consumul și stabilitatea de tensiune din școală. Adică trebuie luat în considerare inclusiv partea asta. Școala mai are altă posibilitate să mai primească, să le facă, să le aerisească. Nu. Școala mai are altă posibilitate de unde să vină bani din altă direcție decât din bugetul local? Adică cine vine de la Ministerul de Finanțe și din sponsorizări? Ce sponsorizări? La noi ce sponsorizări? După aia, încă o chestie care e la fel. Știam că s-a făcut recepția la grădinița nouă, da? Ca și recepție finală știu că s-a dat ca finalizare, cumva să se termine inclusiv aleea pietonală, ca să poată să dea drumul la... să dea ok la recepție. Dacă... ei, un alt răspuns puteți să spuneți, noi nu sunt bani. Și atunci ce facem? Când avem mulți facem și așa, dar din bani de acasă? Nu sunt bani, nu. Dar haideți dacă facem și punem bani în anumite chestii, să prindem inclusiv treburile astea. 30.000 ar fi total sumă care o să fie numai pentru ISU. Numai la autorizația de securitate la incendiu. 30.000. Bine, și aici include întocmirea documentației sau include... ei au pus o sumă acolo, dar vă gândiți că nu e neapărat, poate să fie și 40 și 50, că gândiți-vă că noi ca primărie am dat 20.000 de lei pe cartea aia, Biblia, cea mai scumpă Biblie din tot ce posibil să fie, care v-am adus în ședința trecută, nici nu era filmat, nu? Adică după care se fac proiectele, strategia. 20.000, adică o chestie de genul ăla. Ionuș, dar nu ai venit cu propunerile alea foarte bune, dar ei, ce li s-au alocat bani, doamna director care e acolo, a venit și cu strategia ei cum a împărțit banii aia? Banii aia? Care este din parte? Dar tu știai până acum de ei? 166.000. Urmează de acum. Voi credeți că școala o știu până acum? Și ei au o valoare care poate să... Exact cum mi-a dat mie la Consiliul Județean 222, așa că dați lor 1.600.000. Calța lor.
Cum e funcționarea lor. Eu zic să nu ne forțăm nici pe noi prea tare. Este bine să prindem ceva, să le dăm și ăsta, dar și ei ar trebui să fi venit cu... Doar astăzi le-a dat lor. Bă, dar necesarul e de pe vremea doamnei Ioana, e același necesar care... Da, la fel, de care l-am prezentat în iulie, e același noi, necesar. Necesarul v-ați făcut pe 15 ani. Nu-i făcut, ăla ai făcut, ai să vezi că este o cerere la primărie, e același necesar. Are același conținut, nu are importanță. E aceleași sume, trebuie găsite sumele, dar trebuie găsi sumele, doar atât. De unde? Sunt aceleași necesități, dar nu s-au făcut nimeni, nu știu că sunt aceleași necesități. Are cu ce funcționă acum, dar pe parcurs, cum am făcut în fiecare an, că automat o să vină, și astăzi vară, nu i-am mai dat și în toamnă, i-am mai ajutat. O să vină bani mai, cât am dat, am trecut pe toamnă, cât am dat, 40.000. 50.000 am dat, 500 de milioane în toamnă. Deci nu se pune problema, dar nu e acum. Diferența pentru area pietonală de fața grădinii, cât am ajutat, ca și sumă? Păi mai e valoarea de acum 3 ani de zile, la material. I-am mutat dintr-o parte, în alta erau pe 30.000. Am aprobat revoarea lucrării. Da, tăticule, dar ca să zic să ai și o alocare bugetară. Trebuie să pui și dacă nu ai acum, cine îți face cu datorii? Hai, discutați subiectul care să... Știți ce este aberant? Când a venit domnul să dea ok-ul la recepția finală, a zis că nu se poate da în funcționare grădinița, deoarece nu este intrare. Bine că este intrare pe partea altă, care să urce copiii tu până la deal acolo. Aia e perfectă, de funcționare e stars, ce să mai... La asta nu se poate. Nu putem interveni cu 20.000, 30.000 cât mai trebuie ca să dea drumul la grădiniță, nu? Toți copiii mici trebuie să se ducă, păi, vine doamna... Da, nu, din miliardul ăla nu trebuie să vă scuzați cu 3 mili, dar eu ca, de ce nu vine domn primar cu chestia asta? Bă, trebuie aici, trebuie să facem. Aici, sunt copii păi mici, urcă. Păi de ce? Dacă avem obiectivul realizat, e clar că e o prioritate. Păi, l-ați văzut prins aici, cumva, alie pietonală, 10.000, 20.000? Da. De ce? Pe cum nu? Dar l-a adus în decembrie sau noiembrie ca și propunere de începerea lucrărilor. Nu, că prima parte a fost în partea respectivă. Și aici au zis, nu că nu poate fi pus în funcționare, că nu-i făcut atunci. Ba da, nu-i dă... Nu e frumos! Nu-i dă... Nici nu ai cum, adică e vorba de... Logic. Bun simț, nu-i neapărat, că doar nu ați treabă. Dar înăuntru clădirea e bună, adică... Da, nu are treabă cu legii. Și atunci știi ce se numește? Și atunci când are numele. Se face în scări în intrare. Circulă, cum? Sunt niște cheltuieli, oricum, dacă merge centrala și consumă carburant sau... Dar de ce nu e? Hai să facem problemă. Ce spune domnul Ionuț? Prioritate, prioritate am înțeles. Trebuie plătit de anul trecut datoriile. Ar fi o prioritate. Celelalte priorități, deci în funcție de gravitatea lor. Avem un grafic, o ceva, înțelegi, în care să ne înțelegem. Și aici nu s-a acoperit toate, doar că zis doamna. Achitat, dar... Da, eu am înțeles, dar ca o prioritate. Deci dumneavoastră când ați făcut bugetul, avem prioritatea asta, asta după aia facem. De aici mai putem să amânăm ca să dăm aici. Avem o statistică, avem o idee. Scările o să vină, dacă ne recuperăm noi bani de la fir, o să punem o parte acolo. Oricum nu poți să dăm beton acolo. Nu, la sfârșitul lunii. Se toarnă acum așa față ce merge. Dar eu am calcul, dar eu am pus exact care e ce așa. Dar prioritar am pus aici. Astea-s prioritățile. Spartă cimentul. Toarnă-ne. De culte vă zic că știți că la biserică la Florești se schimbă toată tâmplăria. Costul este de 800 de milioane, măcar 100 de milioane și tot e bine, din primărie. Sigur, am prezit 100 de milioane pe toate 3 părătii și... Dacă, eu zic așa, dacă noi nu ne gândim să dăm ceva la școală, unde sunt copiii noștri, nu dăm nici la culte. Păi nu, trebuie să dăm și la școală. Eu treabă, copiii nu votează, la culte. Nu contează. E vorba de siguranța voastră. Fă o propunere, fă un amendament. Acolo sunt copiii noștri. Amendamentul e verbal. Spuneți de unde luăm o sumă de bani, de 30.000, pentru banii de unde se scoate. Nu ne luăm pentru școală. Dacă stăm așa și vorbim mult, și spuneți de unde, doar până la urmă, noi aprobăm bugetul, domnul primar este executiv, noi suntem deliberativ, nu? Oricum, după iulie, nu mai ne trebuie salarii. Dar ce să mai face cu el? Vine Bacău și ne gestionează. Dar trimitim salariații la biserică să se roage. Corect.
Da, deci propunerea mea a fost ăla și eu v-am zis și de unde sunt bani. Achităm tura asta și datorii avem spre salubritate, 1 miliard să împărțăm către bisericile care au făcut cereri și care n-au făcut. Sau lucrări în... Au făcut doar de 3 parohii. Domnul primar, credeți că e posibilă alocarea asta? Păi stai alea cu domnul George, dacă se vrea să vrească domnul primar, dacă nu-i văd cu domnul primar. Eu îl întreb, dacă este posibil, adică dacă... Păi de asta suntem aici, ca să discutăm. Să nu ne trezim, să nu ne trezim că ia banii dintr-o parte. Și ne trezim cu alții. Eu zic așa. De asta l-am întrebat. Băi, eu vă zic o părere. Dacă mă ascultați. Părerea mea și o încheiem și dar frumos. Dar niciodată nu a fost părerea domnului primar. Nu, dar ascultă-mă. Dar părerea mea a fost. Bă, dar de ce nu mă lăsați? Aici ascultat din Consiliul Local. Bă, dar ascultă-mă. Am ascultat. Ascultă-mă ce zic. Banii care știi că vin sigur de la AFIR și se încadrează când se face rectificarea de buget, duceți un... Nu, îi luăm acum și când vreau să vii la AFIR, îi punem în buget, îi luăm. Dar nu-ți vine la AFIR că-ți plătești. Păi când vine atunci, primul. Păi nu, de la tractor... Dar de ce nu mă propune la teatru și bugetul care l-ați făcut să fie bun? Ce propune Consiliul Local nu bun? De ce Consiliul Local nu are dreptul să propună nimic? Ai propus de ce nu? La biserici nu, la școală nu, la... Păi de ce spuneți de asemenea timpul că lasă așa că-i bună așa cum știu eu? Lasă politica, ascult-mă o leacă. Domnul primar, dar de ce politica? Dacă asta ați făcut buget politic? Da, ascult-mă un pic. Păi l-ați făcut politică sau? Păi da, măi, am făcut. Dacă mai luați pe mine politic, ce l-ați făcut politică? Lasă-mă-ți vorbesc. Băi, miliardul ăla de împărțire, nu vine rectificare. Propunerea mea sunt bani puțin și trebuie să-i împărțim. Hai să luăm miliardul ăla care am zis, da? Și îl împărțim, dar mai puțin către... Care miliard? Care am zis că achităm salubritatea și luăm de la salubritate. Rămâi în geam, viitor la timpul ăsta cu datorii. Păi la salubritate avem pus un buget 220.000, care am zis că până la data actuală, la ora actuală, am facturi în valoare de 162.000. De unde miliardul? Păi 162... Păi 220 minus 160, cât vine? Anul trecut, unde am luat 800 de milioane de la... Și am dat la curte. De la salubritate. Da, da, anul trecut, gândiți-vă, că în bugetul inițial am prins salubritate, inclusiv trimestrul 2, 3 și 4. Deci era cumva suma prinsă în buget, aveam sume. Acum da, gândiți-vă că eu am 220.000 pe salubritate și la ora actuală am facturi emise de 162.942 de lei. Am înțeles, asta pe câte luni? Păi să vă spun eu, este factură așa, ca să vă spun și ce facturi sunt. Pe câte luni? Datoria. 5 luni. 4 luni și eu mai vin după factură 5 luni. Cât ați prins pe păi în iunie de unde îți plătesc dacă luați banii acum și eu nu mai achit facturile? Banii care vin la AFIR tractor. Poate să te iei. E treaba dumneavoastră. Ei, eu v-am zis, dar vezi că în 50, dar mai puțin de... Păi deci, 2 săptămâni din bani la fiul tractor. Mie, în buget, trebuie să-mi lăsați 163.000 să plătesc facturile. Către fiecare, farul fiecare asta, îi dăm lui Ionuț 150 în prima fază. Pentru să împărțim, să ne mulțumească pe toți consilierii. Să facem hai să luăm 1 miliard de bani și din miliardul ăsta să împărțim pentru toată... Hai spuneți-mi asta de azi 1 miliard. Ca de funcționare, de pe funcționare. Da, de pe funcționare. Eu aș propune... Eu aș propune că anul trecut la fel... Și când vin banii și 2 săptămâni, faci rectificare și... Ascultați-mă un pic. Eu aș propune că anul trecut la fel ne-am dat fiecare dintre consilieri cu părerea și nu a fost bine pentru că consilierii au luat decizii să taie de acolo, stai de acolo. Eu aș propune, noi am făcut propunerea respectivă. Doamna contabilă, care e mai în măsură, să ne spunea de unde se poate tăia. Pe la salubritate a zis că a spus 200 și cât. Rămâne de acolo 200 și cât a spus la salubritate. Deci salariile vin. Deci dumneavoastră, când vine ziua de salari, data de 8, eu trebuie să dau salariu. Eu am prognoză în trezorerie. Pe mine nu mă așteaptă. Eu trebuie să fac, după ce dau salariu, niște declarații la stat. Da? Dacă nu dau salariile, mă obligă statul să plătesc măcar contribuțiile la salariați. Dacă salariatul nu-și e salarul, nu știu, o să-i trimit la dumneavoastră.
Deci v-am spus, la salarii, deci nu mai fost, la salarii, da, dar la salariu, la anul trecut a fost descoperit luna noiembrie și decembrie. E trebuie la biserică, nu la biserică. Păi ia trimit la biserică să joace, să roage. La școală trimitem, la domnul Jean Jolie, nu știu dacă trebuie. N-a fost nevoie de bani de transport, a zis că facem pușcării. Domnul primar a zis că dacă nu aprobat, faceți pușcării. Care transport? Ce înseamnă de pușcării, băi, nu mai... Cum ai zis? Și nu se va... Cum ai zis? Dar la Britanie a spus 220 de mii minus 163 de mii facturile emise, 57 de mii. Și mai am, nu v-am, am la mediu, declarația la mediu, 13 mii și ceva care trebuie să o plătesc tot de aici, de la salubritate, că în funcție de deșeuri. Aia n-am mai pus-o, deci 13.000 și ceva, că sunt pe Alexandru acum. Deci am și declarația la mediu. Acolo dacă nu plătesc, îmi dă penalizări. În două săptămâni, dar înțelegeți. Identificare. În două, ascultați-mă un pic. Da, măi. Rămâne după ce ți-i dă, măi, trebuie să faci niște pași. Deci, să termin recepția, să-ți vină toți. Ascultați-mă un pic. Păi dar eu ce v-am spus, da? Ascultați-mă un pic. Banii de la fir, 106.000, care i-am previzionat în buget, ăia vin în două săptămâni să achit tractorul. După ce achit, noi trebuie să facem o toată documentație, un dosar întreg, să facem o cerere de rambursare la fir. Cei de la fir vin în control, îl vede, face recepția lui, da, și mai durează o perioadă până ne dă diferența de bani, de 90 ceva de mii, cât ne-a dat. Nu, dar nu două săptămâni. Deci aveți în vedere că nu două săptămâni. În două săptămâni ne dă avansul, atât. Deci avansul ăla care îl așteptăm. Asta nu o putem prinde, cumva. Plata trebuie să o facem. Trebuie să-l achităm ca să putem să depunem cele de rambursare. Și plata la ceea ce decidem acum trebuie făcută după ce se încasează. Am înțeles, dar asta înseamnă noi ca să prinzi în buget, trebuie să iei acum banul ăla, iar când vin banii, să-i prinzi în buget atunci pe grânie luat. Atunci fac rectificare cu suma care a intrat și atunci se hotărăște unde se pune, se cheltuie. Deci putem atunci să distribuim către... Atunci când se distribuie, acum nu am, pentru că acum vine doar avansul. L-am previzionat ca să nu mai fac peste două săptămâni, o săptămână o rectificare de buget. Am previzionat 106.000, că banii o să-mi intre în cont, maxim două săptămâni, să-l achit tractorul. Și după ce o să primim înapoi diferența? Noi facem dosar. După ce l achit, fac dosarul de rambursare, depunem la afir. Vin cei de la afir în control. Se face recepția lui și după aceea o să nivelezi diferența de bani rămasă. Vreau să vă întreb un lucru. Da. Legea permite, nu știu, să facem bugetul pe minus? Nu. Nu, n-ai cum. Atât, el nu este echilibrat cu suma de 46.100, adică venituri sunt mai mici decât cheltuieli, 46.100 sunt banii din excedent. Atât, e diferența între venituri și cheltuieli. Nu se poate. Era să se acoperea cu ce intra. Nu, venituri trebuie să fie egal cu cheltuieli. Am înțeles. Nu se există așa ceva. Hai, domnul Ionuț, propuneți. Trebuie să avem banii care o să vină la fir și distribuim atunci către punct. Dar de ce să le luăm acum, domnul Dani, și după aia să-i dăm acolo de unul ăla? Mai zic. Suntem acum cu toți aici. Așteptăm în luna 6 iunie. Iunie să alege. Nu mai aici mai bază. Atunci le priză. Până în iunie. Acum ai prins. Poate nici nu mai ești consiliu, nici tu, nici eu, nici el. Nu știu, aici. Nu zic, nu, dar trebuie să găsești soluția. Până în iunie putem lua de acolo 500 de milioane, nu? Care rămâne de la... Nu mai prinde. 43.000. Și mai luăm de undeva și când vin banii aia, îi băgați înapoi, simplu, fără ăsta. Și mai luăm de unde 43, mai luați de undeva încă 57 și gata. Ați uitați, dacă nu las corțări, mai dă-le 800. Dă-le așa. Mai luați sute undeva, încă 500. Mai strângeți de prin sat și s-au făcut. 800, nu-i neapărat un miliard. Unde mai aveți 500?
Măcar să dăm. Da, să fie. 200 de euro pentru școală, ca să nu ninguși, ce vrei? Poate nu. Băi, trebuie împărțit de egal. Păi da, ce vreți? Știți care ar fi o soluție așa poate și echitabilă pentru funcția care o avem? Dacă a renunțat la indemnizația de consilier care e 900 de lei până în iunie, s-ar strânge 40 ceva de mii de lei. Și ar putea merge. Și de la salariajul lor nimic? Eu aprobăm salariile și noi plecăm ca proști de acasă. Este o soluție să strângem 40.000 de lei. Dar vreți să plecăm salariul 100 de milioane în țara asta? Da, domnule, să te juriți, domnul Gerge. Eu vă înțeleg, eu v-am spus că există o soluție. Copilul neocinin îl crește. Ia să ne vedem și din funcționare din angajat primării, care vrea să cedeze. Să-l aduci ele, să-l aduci. Suntem toți cetățenii comunii, nu? Noi nu suntem toți cetățenii comunii. Noi putem renunța, noi putem decide. Dom'le, avem toată lumea, consilierii, dacă decidem, poate să renunțe la indemnizații până în iunie, da? Până la lege, și să strângoare ăștia 40 ceva de mii de lei. Cât vine cu ori? Nu, dar toți salariați primării să dea cu ori. Asta ar trebui să facem o hotărâre de consiliul local să le diminuăm salariile, da? Ceea ce nu-i corect, pentru că toate s-au scumpit, pentru că noi avem o responsabilitate față de comuna asta, pe care... Și noi purtăm vina din modul cum arată. Pentru dumneavoastră nu vedeți că noi, dacă facem un amendament de buget, nu este bun? 13 ori 900 vine 11.700 pe lună, indemnizații noastre, da? Ori 4 luni, ar veni 46.800. Și cum că 40 și ceva de mii și îi luăm toți când vine banii pe... Sau nu-i mai luăm. Băi, ți-am zis, nu-i luați voi, dar eu nu orgasmă de pomadă pentru plăcerea voastră. Acum vedem cât suntem majoritari. Băi, copilul eu nu-l cresc, eu nu-l cresc. Din altă parte, eu nu văd de unde. Dacă dumneavoastră vă aveți soluții... Îi puteți lua în luna lui Iunie sau... Pare, vreți să candidați și vreți să fiți primar, donați-i voi. Asta nu sunt unii probleme. Acum, de la Iunie, dacă n-ai plătit factura la termenul care l-ai de plată, imediat îți vine prea vizitul. Dar ce-i până la bani? La bani da, dar am plătit. Dar de anul ăsta îți vine din prea vizitul. Haideți, domn primar, ce ziceți de amendamentul Consiliului Local, de toate propunerile, aveți o soluție? Mai găsiți undeva, ce... Hai, mai găsiți seama, doamna, Mai intrat alea că buget, haideți, că totuși... Nu am de unde. Haideți, mai la fund acolo, mai la abonat. Faci la faci acolo. Mai jos, doamne, acolo, mai iau sumă pe sud de vada, nu vreau să-mi iau. Eu propun să meargă pe încasări din poste și taxe, să ne atingem plafonul și după aceea... Corect. Și așa, sumele din TVA am undeva la 100 de mii, pentru care le dă noi unul la echilibrare. Sumele din TVA la asistenții personali avem 2 luni, o lună nu mai avem pe trimestru, ca să știți. Restul de diferența... pentru a achita salariile și indemnizațiile per total primăriei cu tot cu cei cu handicap, se ridică undeva, ca să vă spun așa, luna aceasta am avut 363 de mii. Faceți dumneavoastră diferența. Dacă 100 de mii am TVA, o echilibrare, 100 și ceva de mii am la asistență, asta până pe 3 luni, ori 3 luni. Mulți și faceți diferența. Da, vedeți dumneavoastră dacă vă aflăm. Soluția tot la dumneavoastră să vină, că așa e corect. Sunt sume foarte mici. Da, eu asta v-am spus și la început. Ne-au dat sume mai puține față de anul trecut. Deci cu toate că facturile au crescut, salariile au crescut, deci sunt sume mai mici date față de anul trecut. Da. Puteți să ne răspundeți, să ne ziceți de ce suntem în situația asta? De ce am ajuns în situația asta? De ce am ajuns în situația asta? Pentru că s-au dat sume mici la bugetul local. Deci, dacă sunteți contabilul primăriei. În primul rând. Să pun întrebări. Logică întrebare. De ce am ajuns în situația asta? Că nu sunt bani. În situația asta am ajuns. În primul rând. Sunt câteva facturi de anul trecut. Știți că am fost condiționați de ordonanța 90, prin care am fost plafonați și nu am putut să ne mai facem cheltuielile în luna decembrie, știți situația, și au rămas facturi de plată. Ele trebuie achitate. Primul. În al doilea rând, sumele din TVA și cotele care ni le dă de la județ sunt mai mici față de anul trecut.
și impozitele și taxele care se încasează cum se încasează. Dar este adevărat dacă anul trecut pe culte nu se ducea 800 de milioane sau 700 de milioane într-o parte și se ducea egal la fiecare biserică, nu se ajunge aici? Nu știu eu. Iar asta s-a făcut propunerea. Da, domnul, domnul primar, domnul, da, cu cerați uitat, dar de ce să dăm din asigurări? Fac politică de și nici avem talent. Eu fac contra bugetul dumneavoastră. Dar n-am zis, eu am zis de atunci trebuie o împărțiți în mod. Da, dar domnul primar a vrut. Eu văd că vinovat. Da. Doamna contabilă. Da. De pe secțiunea funcționare, de oriunde, pe trimestru 4, sunt prinse sume, am văzut, sunt prinse sume, pe care nu aveți nevoie de ele acum. Deci o să fie nevoie de ele în trimestru 4. Nu sunt contabil, eu îmi dau cu părere. Da, da? În trimestru 4 sunt prinse sume, câteva sume pentru întreținere, pentru curent electric, pentru carburanți. Și îi putem, deci până atunci îi putem lua, îi aveți prins, nu? Sau îi putem lua, nu se poate lua de acolo și îi punem înapoi la rectificare. Eu nu propun așa ceva. Da. Dumneavoastră, dacă vă propune, să vă asumați. Pentru că la mine facturile vin și eu trebuie să plătesc facturile. Dar așa că ne-a sumat bugetul tot. Adică ce nu ne-a luat propunerea? Nu ne-a spus bugetul. Dacă ceva nu o să meargă bine, cine și-a sumat? Dumneavoastră sau Consiliul Local? Eu am propus pe necesități bugetul. Este fundamentat pe necesități strict. Da, dacă ceva nu o să meargă bine, cine a aprobat bugetul? Consiliul Local, nu? Tot noi asumăm. Da. Cine își asumă? Tot Consiliul Local. Doamna contabilă, noi într-o poziție comodă. Da, da. Noi la problem și din asta se funcționează. Da, la problemă Consiliul Local. Da, 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 dar când vine ziua de salarii, când vin facturi de plată, nu vă sună pe dumneavoastră, ca să știți. Mă sună pe mine, da? Dar sunteți de specialitate? Mai sunt de specialitate. De asta eu nu propun de nicăieri. Pentru că bugetul este fundamentat pe necesități. Este problema dumneavoastră de unde tăia și unde puneți. Dumneavoastră vă asumați. Eu nu mi-am zis nimic altceva. Aici a zis foarte bine. Bravo, așa este. Haideți să vedem luna asta. Să idei măcar de metru 4. Nu în iunie. După iunie. Total venituri pe secțiunea de funcționare aveți... Asta e de aici. Total venituri propriu. Venituri propriu 539.000. 531.000. La venituri. Pe trimestru 4, la venituri proprii, secțiunea de funcționare. Nu, dumneavoastră, uitați-vă pe cheltuieli, de acolo trebuie să tăiați, nu aveți ce căuta pe venituri. Veniturile nu se mai schimbă, sunt unii la funcționare. Nu aveți ce căuta pe venituri. Ne lași așa ca să toți nu știi de asta, doar țărișeți așa de mult, că dacă știi era lămuriți de la început. Acum, și eu stau, unde sunt la adresă la finanțe, dacă s-o apropo bugetul sau nu, și eu stau. Știți de ce am ars în situația asta toți? Pentru că noi suntem în ceață, noi nu avem o informare mai clară și noi nu știm, propunerile Consiliului Local nu se iau în considerare. Nu este problema mea. Eu am dat raportul de specialitate, am făcut copii după adresele venite, altceva nu am ce să vă fac. Este raportul de, eu cred că raportul de specialitate este destul de clar. E clar, e clar, e clar. Este clar. Ne referim și noi, adică la niște sume care și noi ca consilier local, ca și dumneavoastră, ca funcționar public, avem și noi dreptul la o propunere. V-am răspuns la orice întrebare, domnul Zahar. V-am răspuns. V-am răspuns eu la o întrebare că nu știu. Nu, nu am, dar zic, corect. V-am răspuns, vi l-am explicat, ce vreți mai mult de atât. Să ne dați o sumă din... Contabilitate nu fac, deci nu predau contabilitate și nici cursuri. Nu sunt plătită pentru așa ceva. Deci am explicat bugetul detaliat. Nu știu, domnul primar, ce părere are. Domnul primar, dați-și dumneavoastră o părere. Ai ajutat Consiliul Local. Ajutați-l și noi, domnul primar. Eu stau și aștept. Băieții se potesc acolo. Și așa noi suntem vinovați când nu merge nimic. Da. Iar faci politică. Lasă-vă hotărâți acolo, vedeți. Hai, dar îți place politica? Ceva mai place politica? Nu fac politică. Hai să auzi pe mine. Bă, dar nu știu, eu n-am pronunțat niciodată cuvânt de politic. Hai, domn Marcu, de astăzi sunteți mai distrus la minte, sunteți mai... Doamna contabilă. Doamna Vici, uite, v-am văzut sumele. Doamna contabilă. Le-am arătat și lor și n-au înțeles nimic. Eu n-am înțeles nimic. Astea sunt niște estimări până în 2025, până la... Doamna Vici. Sunt sumele acolo. Doamna Vici, vă rog frumos. Aveți la codul...
200130, da? Este la cel de cheltuieli, da, la trimestrul 4. Da. Aveți prins o sumă de 41.500. Da, e pentru funcționare, la acolo, administrație. Nu s-ar acoperi, nu s-ar acoperi cu suma care a venit de la... 400, da, de acolo, da, cu 400, deci? Tăiați de acolo, deci asta înseamnă bunuri și adică servicii administrației. Tăiem de acolo în ideea că vin banii de la fir și îi punem înapoi. Dumneavoastră propuneți, eu refac raportul de specialitate, cum propuneți dumneavoastră, da, și se pătează. Dar îi punem înapoi, deci nu îi luăm. Și că văd că ai foarte multe rubrici acolo cu zero pe trimestrul 4, unde trebuie să pui bani. Pentru că nu sunt acoperiți, nu am înțeles. Ce mai contează o rubrică cu zero? Sau una minus. Doamne, dar dacă dăm la una 150, la una 150, la una 50, care l-a luat trecut 800, care l-a luat... Nu-i vorba numai de asta, e vorba și de școală, e vorba și de fântă. Păi da, și banii ăștia se întâmplă în școală. Sunt ei, Olea. Păi de asta e astăzi. Păi undeva suma de 800. Aveți trei biserici, da? Da. Care au solicitare. Floriești, Cunii și Bara împreună trecut aici, ați două cele, toți copiii din comună. Este Bogdăneștiu, v-am spus. Și Scorțeniu. Grigoreniu nu are solicitare. Deci a trebuit tot la 3. Nu a ajuns. Da, da, Scorțeniu l-a dat la toată lumea, domnule. Păi, dar calculați dumneavoastră suma care ați propus-o, dacă vă cadrați și sunteți de acord, cât dați la școală și cât dați la curs. Au 220, parcă, și 163 datorii. Achităm datoria. Și declarația la mediu, am spus că acolo și a rămas undeva, da, 43.000, atât. 40, nu trebuie neapărat. 40 cu 40 de aici, restul rămâne pe. Și cu 800 de milioane împăcăm toată lumea. Și 40.000 de la bunuri și servicii, da, adică administrație. E o sumă de 8. Și aia împărțit-o. Și împărțit-o. Și unde se duc? Sunt către școală, nu? Dai nu poți să-i dai 400, 150 sau 100 de... Dă-i 30.000 ca să facă treaba, că nimeni nu face contract. Și restul cât vă rămâne, îi împărțiți la toate biserică. Păi dacă nu 80, dacă era 30, au rămas 50. Da. 150 de milioane lui Ionuț, că o să rămână atunci 800 și de la 1 miliard, îi mai putem da atunci încă 150. Că-ți dă la școală, hotărâți-vă, ca da, să știu cum fac. Pentru credințe, deci pentru a lei și sunt. Eu zic, școala fie mai mult decât biserici. Eu așa zic, ca fie ea să fie 200 la școală și 150 la biserici. Nu, mai mult de egal toată lumea. Și 100 pentru cântări. E bun și așa cum zice Ionuț. Căți? Așa e. Spune doamna Tamara că vor și cei de la Biserica Adventistă. Da, nu, dar vreau să spun, dacă dăm o egală, putem să dăm la școală. Nu putem prin să le dăm când vin banii. Și să vedem și la ceea care îți dați banii. Da, dar să vedem și un număr de noriași. Păi eu am să spun. 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 Dar deci propunerea mea este în felul următor. Câte 200 Scorțeni, 200 Florești, 200 Grigoreni, din 600, 50 sau 100, ai zis că ai la Bogdănești, biserica de la Bogdănești, sau nu, 50, eu nu știu, dăm 150 la școală. Și diferența, noi am prins în toate, diferența care rămâne de la 800 la 106, care o să ne intre atunci, putem să îi acoperim lui Ionuț 300 și restul la trimestul 4. N-ați înțeles nimic. Vini anul școlar, vini septembrie și noi stăm cu grădinița acolo. Păi când bă, da, 100, pe ce faci cu 100? 150 de cât vine? 15.000 de lei? Păi ce să faci? De trebuie să iei pe aia să facă lucrarea acolo, nu? Ca să poți să-i dai drumul la grădiniță, măcar când începi anul școlar să-i... Da, contractul face școala? Nu școala, primăria, dar n-am aprobat în noiembrie sau în decembrie, n-am apucat reluarea proiectului. Eu nu înțeleg și când se face și când se face lucrarea, eu nu țin sigur. Când aloci bani. Cât mai repede. Cum cât mai repede? Păi Ionuț, dar eu... Jumătate nu a fost făcută? Școala când e? Este proiect pentru taluzarea aia, pentru... Da, o școală când e? Nu a fost același proiect. Am rămas jumătate, s-a lucrat la plătire. E același proiect cu orice care se poate ascoli. Doar că este o sistat că trebuia să facă lucrările astea la grădiniță. De ce am trecut din Năsărit lumea în cap la Grigoriș la Florești? Când s-a dat 800 la Scorțeni?
Ăia nu a sărit în cap, acum ăștia ni s-a sărit. Dacă suma este prinsă în buget, se poate începe și pe parcurs, în funcție de alocări, se poate suplimenta. Da, așa e. Nu se face rectificare. Hai, dacă nu se face, se face cât e, dar se face rectificare. Asta, 200, 150, eu nu știu 50 bogdănești. După care... Are cheltuială și ăla de vreo 4 miliarde. Cătălin, domnul primar, domnul primar, biserica noastră de la Năsuiești, când a făcut-o părintele, Sungariu i-a dat câte 5.000 de lei. În Bogdănești mai sunt... Deci i-am prins în sujet, cu știem cum la sfârșit. Dacă vei mulțumi, să-i refuzi. Băi, acolo au făcut și o casă mortoală cu 300 de milioane, e gata. Da, nu eu așa am propus, dacă sunteți, hai, votați cum vreți. Haideți să ne clarificăm ca să putem să terminăm... Nu ședința, alocările, că asta e. Deci, ca să înțeleg și eu, deci eu o să fac raportul așa. Ați luat 40.000 de pe salubritate și 40.000 de pe bunuri și servicii de la administrație, 80.000. Se duce pe Biserică Floreș, Grigorens, Scorțeni, câte 20.000, 60.000, la Bogdănești 5.000 și la școală 15.000. Ca să fac 80.000 în total. Asta să facem o precizare. Nu e la școală, toți primăria trebuie să facă lucrările, da? Dar nu vreau să așa, ca să nu dai unde nu am la grădiniță, ca să facem intrare la... Nu mai ai ăștia 15.000 că dăm la școală pentru, de fapt, să-și întrețină ei. Pentru ce să ăștia 15.000? Am zis pentru alea pietonală. Nu ai ăștia 15.000 pentru a ei. Nu ai zis pentru să casa la incendiu. Nu, acolo ia pentru caloriferi. Doamne, mai văd, la bun și servicii 41.500? Nu, am luat 40.000. Și mai rămâne 15.000, nu? Păi, 40.000 de pe salubritate, 40.000 de pe bunuri de la administrație, 80.000. Dar la salubritate, cât mai rămâne? Păi, mai rămâne ceva. Mai rămâne, când vin iar cu facturi, mai rămâne, că deja vin facturi de 30.000 de lei. 10.000 de lei. La școală 15.000, ca să fim clar, nu pentru aleea pietonală. Aleea pietonală este proiectul primăriei, este altceva, ăla intră pe investiții, n-are ce treabă una cu alta. Apucați-vă și de ăla. Hai, să puneți la vot în forma asta. Înseamnă că să cedești pentru ISU sau pentru nu? Pentru ce? Acele... Să punem la vot amendamentul? Stați puțin, pentru fântână nu mai rămas. Mai pentru fântână ai luat din bunuri servicii de unde mai plăteam. Vedem cum în funcție de cum avem bani și cazul. Nu poți face bunuri la servicii. Dacă ați trecut-o în regulă, aveți pe trimestrul 40.000 de lei la încălzire, iluminat și forță motrică pe trimestrul 4. Da, dar știi cât vin factorile, George? Știu, eu vă cred. Hai să-i prindem. Se prindem 10.000 de acolo, că e pe semestrul 4, dacă faci rectificare. Cum o să mai vină banii? Să punem la vot pe amendamentul. Mai dă bani și vine ian electoral, doamnă, și o să vă dă eu grăma de bani. Hai să supunem la vot, da? Vă spun eu că așa am auzit. Bine ar fi. Domnul președinte, vedeți ce bani o să vină. Să punem la vot? Da, nu mai ieși pe 10. Ieși pe 10. Dar deja să luați de la... Eu pus. Hai să punem la vot, domnul președinte. Hai să punem, domnul... Cine este pentru? Cu amendamentele propuse, da? Sumele pentru culti, școală... Toți. Hai, bine, ce faci? Toți. Ai copil la școală, știu. Adică mai o dată. Mai sus, tu ai băiat să faci amintiri. Hai, bine, sumă asta, zi să pună știa. Ați zis să pună știa, că așa. Domnul președinte, o singură întrebare am, vreți să mă ascultați pe mine? Vin problemele cu declarațiile de avere. Stați-o leacă jos, termină ședin, dar ce faci? Dar o închis-o, domnul președinte. Nu închis, dar n-aveam întrebări, interpelări, n-aveam. De ce? Dar ședința ordinară. Fă ședința de buget, asta am prins la ora asta. Păi da, la primăria Bacău și de la 4, să vină și Bacău. Domnul secretar, nu plecați, înregistrați și o hotărârea.